Doamnelor și domnilor, cap de formație, Eric Gijon cu F4-4 Corsair, aripa stângă cu Alpha Jet Philip Heidbauer și aripa dreaptă Stefan Dodhammer. Ce poate fi mai original decât o formație compusă dintr-un avion cu motor radial, cu piston și două avioane reactive? Primul zbor a avut loc în 1940, iar unitățile produse au fost de peste 12.000. În teatrele din Pacific și în Europa, Corsarul a deținut supremația aeriană. După război, F4-4 a acționat în armele. Rotorul fix sau rotorul rigid este primul elicopter, iar germanii au proiectat acest elicopter B-105 tocmai pentru a-l folosi în Bundeswehr, în armată. Primul zbor a avut loc la data de 16 februarie 1966. Răsturnare pe spate, extraordinar de frumoasă manevră. O frumoare frumoasă răsturnare, dar și loopingurile sunt impresionante. Rotorul are o suprasarcină admisă de 4 G-uri, iar diametrul este de 9,84 metri. Iată un looping perfect efectuat cu acest elicopter. Motoarele sunt două Edison de 250 de cai putere, iar viteza maximă, atenție, este de 280 de km pe oră. Ascensiune și translare pe spate. O ranversare. Rata de urcare este de 8 metri pe secundă, ceea ce pentru un elicopter este impresionant. Ziggy Schwartz este un pilot experimentat, are peste 3500 de ore de zbor pe acest tip de elicopter. El a fost și pilot militar. Iată! Vă salută Flywolf! Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Siegfried Schwartz, Ziggy Schwartz de la The Flying Bulls. La 45 de grade, priviți ce interesantă este această formație, diferențe foarte mari între avioane. F4-4 Corsair cu aripe pescăruși, pietru pozitiv și Dorniel Dassault, Alpha Jet. Și ne amintim de B-25, din foarte multă filmă, doar în care vorbim.
Trojan, dar și anul 22, Anahadora, Orvarian, Răzbiți. Sarcina, masa, gol, acestui bombardier este de 8 tone. Iar ca un record deținut în 1940, sarcina maximă de bombe era exact dublul greutății însoțit de alte 4 mitraliere Browning, distincare de 12.700 de bombe. B-25, dacă cu mai șase oameni de oxigen. Pe direcția 070, prezentarea o mie de 700 de cai putere per motor. Fost pilot în armata austriacă, acum zboară pentru băieții de la transport. Filozofia T-6 Texan, un alt avion care a făcut legendă în aviația americană. Primul zbor a avut loc în septembrie 1949 și de atunci acest aparat a participat și în misiuni de luptă. Aparatul pe care îl vedem evoluând a fost achiziționat de către Egiptul în 1987 și din anul 2014 este introdus F4-4 Corsair. Boleții radiatorului sunt deschiși.